Eu o să încerc din toate forțele mele să nu mă las pradă emoțiilor, pentru că dumneavoastră deja mă cunoașteți. Când vine vorba de nostalgii, de amintiri, de trăiri și experiențe, eu sunt în prima linie. Și când vine vorba de plâns, eu cu Raluca. Dar de data asta o să încercăm să ne ținem tar ca să facem în continuare acest show minunat până la final. Hai să vedem cine urmează, cine urmează, cine urmează, cine urmează, cine urmează? Nu ești pregătită? Tu e! Alexandra are o surpriză pentru noi și se pregătește chiar acum. Bună seara, Alexandra! Bună seara, Amelia! Bună seara! Și Lorena, bună seara, Poiule! Bună seara! Dar cine sunteți voi? Nepoatele lui Alexandra. Ești emoționată, Poiule frumos! Foarte bine, e normal să ai emoții! Salvează că eu nu mai pot! De emoții și tu? Da! Dar spune-ne care-i povestea fetelor! Este povestea mea, așa, dezbrăcată de orice accesoriu și extravaganță. Sunt eu cu cea mai prețios în... Alexandra, nu face asta! Încerc! A crezut că o să mă salveze și o să râdem, dar nu o să mai putem, da? Nu pot. Când e vorba despre familie și lucruri simple și atât. Și să ne bucurăm de viață și în parc cu trotinetele și cu căței și cu pisica Tașa și cu ce avem noi acasă la noi. Familia mea a fost de-a lungul anilor vitregită de prezența mea, pentru că am fost mereu pe drumul să le cânt altora și așa că mă bucur de ei când am ocazia și fetele sunt mare fane, bravo este și m-am bucurat să le aduc astăzi. Și am crezut că o să ne distrăm de numai, dar uite ce aici. Dar ne distrăm, ia fii atent acum, ne ștergem lacrimile puțin și le întreb eu frumos. Ele m-au îmbrăcat, ele au ales piesa, ca să știi. A, serios vorbești? Da. Ce tare! De câte ori vine Alexandra la plimbare cu trotinetele, cu căței? În ultimul timp nu am mai avut N-am mai avut ocazia, vreme, că era aici la emisiune. Exact, dar sperăm că după ce se termină emisiunea și sperăm să vină și cu o să ne batem premiul, în zăpadă, de fapt. Cum vină. Ai de premiu? Da, da. Deci am cel puțin 2 votanți, am aici în... Perfect, și acum am o întrebare. Eu vreau să știu ce-ți cumpără ție Alexandra. Ce cadouri îți face? Când? De ziua mea sau? Ah, da, nu știu, de ziua ta când îți face ea, ce cadouri îți cumpără? De obicei vine mai rar la noi, dar mi-aduce o păpușă sau ceva de jucat. Auzi, dar dulciuri vă aduce? Da. Vă aduce de fiecare dată sau doar câteodată? Doar câteodată, că ne place mai mult să ne aducă jucării sau ce vrea Amelia. Și o iubești mult pe Alexandra? Da. O votezi? Da. Și o susții? Da. Minunat! Ați cântat împreună careva? Cu Alexandra mă refer. Eu am cântat la un moment dat, nu mai știu exact, când aveam 10 sau 9 ani. Acum în parc, clasa împreună 9. Cu ea. Da, și am invitat-o, ea a cântat și în coro Allegretto. Oh, ce frumos! Deci înseamnă că și tu ești talentată. Da. E din familie. Păi și ne cânti ceva sau... Ne cântați ceva împreună? Cântăm Caps, mai știi? Eu nu cred. Da, cântăm. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna kiss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere, oh. You're gonna miss me when I'm gone. Wow, cât de frumos! Pe voci, ce frumos! Mi-aș ritmul ăla cu pahare, dar acum ne-am emoționat foarte tare.
Fetelor le-am cumpărat și haine când erau mai mici, acum sunt mari și au personalitatea lor. Eu voiam să știu cu ce le ademenești, că eu știu cu ce mi-ademenesc copilul și cu ce le spun și celor din jur să îl ademenească și eram foarte curioasă să mai învăț și eu câte ceva, vorba aia, poate au trecut lucruri pe lângă mine. Alexandra, îți mulțumim pentru această surpriză, le mulțumim din suflet fetelor. Vă lăsăm mulțumesc. Să plecați, să ne urmăriți în continuare. Porțile se deschid pentru voi, fetelor. Mulțumim tare mult! M-a ajutat și cu trot... Ok. Stai liniște, că a venit Mihai pe final de sezon. Da. Dacă nu, săream eu una, două. Să împing și trotineta. Păi vino aici lângă mine. Slavă Domnului. Mm-hmm. Ne-am dat cu trotineta. Eu am, deși aveam o trotinetă... Din asta electrică am făcut-o manuală, că mi-era frică să păi nu... Păi și eu. Și tu? Păi n-am mai apucat, am uitat să aprind. A, deci astăzi cumva... Alexandra, cât repeta era să cadă. Așa, fă-mă de râs. Da? Da. Nu, dar au filmat ele, ca să mă facă ele de râs. Deci ai văzut ce susținători am în familie. Vă mulțumesc că ați venit. Ați avut emoții, nu-i așa? Da. Nu, Lorina, zic că n-am avut. Mai mult n-am avut cuvinte, nu. N-ai avut cuvintele? Pe asta ce înseamnă, dacă n-ai avut cuvintele? Da, eu nu mi-ai da, uite, ai acum o ocazie. Ia zi, hai să povestim. Nu-i mai multă lume. A, că e mai puțină lume? Bine, da, vede multă lume, dar... Nu te mai gândi la asta, lasă. Ți-a plăcut la noi, la Brava City? Da. Cât de mult? Foarte mult. Revenind la emisiunea noastră, toată lumea are ochii în lacrimi, fetelor. Hai. E cu emoții. Ia fiți atente că facem exerciții de respirație. Hai, toată lumea. Nu prea pot să țin mult aerul, că mă strâng ciorapii ăștia și poate... Îl ține de la afară, stai liniștit. Da. Hai să revenim la emisiune. În ediția trecută s-au discutat iarăși lucruri care vă macină acum pe final de sezon. Andreea spune la testimoniale că tu ai încercat să deschizi o ușă către Alexandra, dar că, din păcate, Alexandra, de fapt, ți-a întins o cursă în care tu ai picat. Da. Da? Cum adică? Adică mi-a întins o capcană și am fost șoricelul ăla mic și pricăjit în care eu am căzut în capcana Alexandrei. Dar ce fel de capcană? La ce te referi? O capcană. E ok, e ok. Eu acum nu înțeleg despre ce vorba, așa că nu aș putea să comentez foarte mult ce se întâmplă. Asta e, poate o să înțelegi pe parcurs și m-aș bucura foarte tare să-ți dai seama ce fel de capcană mi-ai întins. Dar eu sunt foarte fericită. Și îți mulțumesc că până la urmă ai fost drăguță față de mine și poate cine știe pe viitor o să avem o frumoasă prietenie. La mine ușile să știi că nu se închid niciodată, rămân deschise. Andreea, despre ce capcană este vorba? Capcana șoricelului neprihănit, adică eu am fost un șoricel neprihănit și am fost prins în capcană. Așa. Cu grijă. Nu cred. Ba da. Că vreau o coadă mică. La brânză, unde ai poftit șoricelele? La cașcaval. La șoriceii, cașcaval. Din câte știu eu, poftesc la cașcaval, nu la brânză. Am înțeles. De cum să ai bubă mine? Deci nu vrei să spuneți. Nu vrei, am spus metin la testimonial tot ce aveam pe acest mic sufletel, care este foarte mic. Fără cărare? Și foarte, cu fără cărare. Ce fără? Poate vrea să știi și Alexandra ce... Pe ce-a fost? La mic-o cu capul. Am mai spus-o și în platou că mi-a întins o capcană. Nu știu despre ce este vorba. Lasă că tu ești foarte deșteaptă, Alexandra, și îți vei da... Dar nu are nicio legătură, trebuie să știu informații, trebuie să știu despre ce vorba. Deci nu simt, eu nu am, în această emisiune nu am avut strategii, nu am vrut să întind capcane nimănui, nu am făcut decât să mă apăr, să spun niște lucruri care nu mi-au convenit sau care mi s-au părut că se duc într-o zonă urâtă sau poate s-au făcut afirmații despre mine în fața publicului, din la literatură și mi-a trebuit să spun și eu punctul de vedere. În rest, nu știu să pun capcane. Nu e. Dar nu este greu să pui capcane, stai puțin. Păi zici tu că poate mi-ai făcut, dar eu n-am mai făcut chestia asta și mi-a trebuit să spun capcane nu ne, mi-a interesat de mine și ca publicul să înțeleagă lucrurile așa cum sunt. Publicul meu a înțeles deja ceea ce am spus la testimonial. Dacă se va da tot ce am spus la testimonial, aș fi foarte fericită și împlinită. Vrea să scoată dintr-o persoană ceea ce este mai rău, știind că acea persoană este foarte vulcanică și imediat se aprinde. Nu-mi place
atât țara asta care vine tot timpul. A jucat bine, într-adevăr. Cine a învățat-o, a învățat-o foarte bine. Eu am fost... mi-a întins o capcană în care eu am fost prinsă, înțelegi? Dar asta e. Îmi asum, așa sunt eu. Nu mă pot schimba. Îmi asum tot ce am făcut în această emisiune. Nu regret absolut nimic din ce am spus în această emisiune. Așa, aș vrea să știu despre ce e vorba, ca să fiu și-o împlinită. Dacă se vorbește de mine, nu, ar trebui să știu despre ce e vorba. Ești desplinită, practic. Da, sunt desplinită. Și nu de alta, se termină emisiunea. Ai făcut și două. Este... Eu mi-aș dori să țin legătura în continuare cu Andreea, să putem povesti. S-a văzut cât îți doresc să ții legătura cu mine, pentru că nici nu-mi răspuns la telefon. S-a întâmplat o singură dată, da, s-a întâmplat și este de ajuns, nu trebuie să se întâmple de mai multe ori. Este simplă situația, nu vreau să mințim poporul cu telefonul. Dar nu mințim cu nimic, s-a întâmplat o legătură de prietenie cu mine. Am spus și am spus pe testimonial și am fost extrem de sinceră cum sunt și în viața de zi cu zi și în viața de aici. Andreea, nu se pare corect să te iei de mine, că nu ți-am răspuns o dată la telefon, că a fost o singură dată și a fost târziu. A doua zi aveam filmate, cum bine știi. Dar totuși, la ce capcană te referi? O capcană, Ilinga, adică eu am fost un... Una singură, a fost una singură. Îți spui o capcană sau au fost mai multe de-a lungul timpului? Nu, o singură capcană în care eu, ca de fiecare dată, am căzut. Dar are legătură cu ce? Cu această competiție. Cu discuțiile dintre voi, ce ți-a făcut Alexandra? A, nu mi-a făcut ceva personal sau nu. Asta am considerat eu și, știi, până la urmă eu spun exact ceea ce simt. Ai afirmat tu la un moment dat, în cadrul unei ediții, nu mai mi-amintesc exact când, că fetele au încercat să scoată tot ce-i mai rău din tine și că ți-au găsit un buton pe care au apăsat fiecare... de fiecare dată și că acele au fost momentele în care tu ți-ai ieșit din pepene în cadrul competiției. Așa este. Despre asta este vorba? Așa este, dar nu despre toate colegele mele. Au fost doar câteva, asta am specificat. Despre, da, cele respective. Și Alexandra este una dintre ele? Da. Deci despre asta e vorba? Da, da, da. Ești nedumerită? Da, chiar până acum apreciam coerența în discursul Andrei, mai ales că, chiar dacă era pe un ton ridicat, dar acum chiar nu înțeleg despre ce e vorba. Am repetat-o și chiar nu aș mai vrea să merg în zona aia. Nu știu despre ce vorba. Efectiv, dacă am fost... am simțit că sunt atacată, m-am apărat. Atâta tot. Nu știu mai departe despre ce capcană e vorba și chiar aș vrea foarte mult să nu mai discutăm aceste subiecte. Pentru că este exact cum am punctat și emisiunea trecută. Andreea este extrem de ambițioasă, își dorește premiul și în cadrul competiției probabil a făcut ce a considerat ea mai bine vis-a-vis și de celelalte concurente și cu siguranță dincolo de acest platou noi putem avea o comunicare. Nu știu, prietenie e un cuvânt mare, dar o comunicare cu siguranță o găsesc cu persoană extrem de volubilă, haioasă. Asta clar, dar uite, nu... în momentul în care oricare dintre voi ar fi spus asta, aș fi vrut să dezbatem subiectul și aș fi vrut să știu ce v-a dezamăgit, aș fi vrut să știu care sunt greșelile pe care le-ați văzut sau pe care le-ați făcut. Da, te rog. Nu înțeleg de ce dă vina pe alte... adică, na, în mod constant, Andreea a avut conflicte cu alte fete și să înțeleg că e vina fetelor că s-au declanșat aceste situații. Nu pot să spun. Că tratezi în felul ăsta problemele și e treaba celor de acasă cum aleg să vadă. Dacă tu așa ai simțit nevoia să vorbești, să te manifesti și să te exprimi, este felul tău. Adică... Dacă am avut conflicte, am avut conflicte și am răspuns la acele conflicte. Nu cred că mi-am permis vreodată să vin în această emisiune să mă iau de voi fără să... să-mi faceți ceva. Fără să te provoace, vrei fără să spui. Fără să mă provocați, da. Da, eu cred că Andreea încearcă să lase un mesaj în timp, pentru că, emisiunile sunt înregistrate, nu știu exact, adică nu a vrut să-mi spună despre ce e vorba și ce anume a deranjat-o sau ce anume gândește. Cumva totul a căpătat un aer destul de misterios, amenințător, așa, nu știu, am senzația că mi se pregătește ceva, sper să fie doar un feeling greșit, pentru că eu chiar cred că lucrurile s-au scris foarte bine până în momentul ăsta, publicul ăsta chiar s-a uitat, a văzut, cred că ne știe foarte bine,
Cred că și-a ales preferata, tind să cred, și că nu prea mai e loc de foarte multe, decât, da, o strângere de mână și loc de bună ziua, cum se spune, care cu siguranță va exista între noi toate. Ok, și cum și tu te aperi și eu pot să mă apăr în felul meu caracteristic. Absolut, care... ideea e să existe un dialog, să aibă ocazia fiecare să-și spună punctul de vedere și mai departe, dacă cineva trebuie să tragă o concluzie, o să fie cei de acasă și gata. Da. Dacă nu, o să rămână lucrurile așa. Asta este evident că cei de acasă vor trage concluzii în privința tuturor. Însă revenind, Andreea, tu mereu ai declarat că ești directă, că ești sinceră. Măcar dacă nu vrei să-i spui Alexandrei neapărat personal, spune-le telespectatorilor pentru a înțelege. Prietenii mei de pe Instagram știu foarte bine ceea ce eu... vreau să spun acum, pentru că am și eu acolo un mic grup cu care în timpul liber mai vorbesc și știu foarte bine ce se întâmplă. Și le-ai spus lor, ok, dar poate telespectatorii noștri nu stau toți pe Instagram. Este simplu, Irina. Irinca, mi-a întins o capcană și atât, în care eu, fiind un șoricel mic, am intrat în ea și asta e. Dar să fie bucuroasă, să fie atât, să fie fericită, pentru că este în favoarea ei, n-a fost în favoarea mea. Eu nu mă bucur de nicio situație care poate te atrage în online dezaprobări sau hate față de alte concurente de aici. Nu asta a fost intenția mea. Intenția mea a fost strict legată de mine să apuc să-mi spun și un punct de vedere. Pentru că da, și pe mine m-a întrebat lumea de multe ori de ce nu ripostez. Chiar în condițiile în care am considerat că mi-am spus punctul de vedere. Dar nu am de dat socoteală până la urmă nimănui. Tot ce am făcut aici a fost să fiu cum sunt eu, nu m-am gândit la nicio strategie, nu văd capcana la care te referi. O să o vezi pe parcurs, dacă nu îți adică pe parcurs acum. Înseamnă ce? Da, o să o vezi. Nu știu, am senzația că îmi pregătești tu ceva, adică există, planează așa o chestie, un mister și pare că se pregătește ceva. Asta am simțit-o la testimonial și asta am spus. Am înțeles. Bine, o să... deci nu o să știm până multă vreme. Da. Despre ce... Ok, spune-mi cum arată ținuta, Andreea. O ținută de zi ok, nu mi se pare că este pentru ultima seară a competiției, îi vine bine și cam atât. Mulțumesc, Cristina. E o ținută bună. Au. Da, nu putem să facem mari comentarii având în vedere că acum, în ultima seară, a venit Alexandra într-un tricou și cu blugi, având în vedere că ne-a obișnuit cu tot felul de ținute spectaculoase. Dar bine, e accesorizată foarte bine. Da, nu prea avem ce să comentez. Da, această ținută nu vreau să fie privită ca o lipsă de respect față de juriu sau colegile mele. Pur și simplu, fiind ultima seară, am simțit nevoia să lăsăm loc... emoției și a lucrurilor pe care poate nu am apucat să le mai spunem până acum și să fie mai puțin. Adică cred că în această competiție am făcut atât de multe, am muncit foarte mult, am scos din mine laturi pe care nu credeam că le am și sunt foarte mândră de ce am făcut aici și vreau să le mulțumesc și eu tuturor pentru susținere și că m-au ajutat să evoluez fiecare cu... și cu șut în fund și cu o vorbă bună, știi cum e, important e rezultatul. Și eu mă simt foarte, foarte încântată de tot ce s-a întâmplat aici. Și de asta e cumva un statement, mai puțin o ținută. E o idee, un mesaj. E o stare, probabil, da, pe care ai vrut să o transmiți atâta vreme cât ai adus și cele două minunății alături de tine în platou. Alexandra Ungureanu, hai să primim steluțe din partea juraților, te rog. Alexandra, bună seara, dragă! Exact ce spunea regina noastră splendă Ilinca mai devreme, respectiv că ne vom ține tari fără să lăcrimăm până la sfârșitul acestei ediții sau până marea finală, crede-mă că tu m-ai făcut să plâng. Și tot parcursul conversației tale cu colegele, m-am dres pe aici, m-am chinuit să mă refac impresia de... mă rog, cea impenetrabilă, etc., dar nu e așa, că... nu știu, ceea ce ai făcut în seara aceasta, eu am văzut ținuta de la început, eram absolutisim sigur că
În mod evident, nu merită o stea, nu pentru că ar fi o țintă greșită. Dar exact cum ai spus tu, statementul pe care l-ai făcut, concurenta pe care am descoperit-o pe parcursul acestei și omul Alexandra Ungureanu, artistul Alexandra Ungureanu, pe care îl știu de atât de mulți ani. Și uite, chiar public aș vrea să-mi cer scuze pentru că, repet, foarte, foarte, foarte mulți ani am fost judgmental, eu crezând că sunt o tipă open mind. Uite că nu sunt chiar așa. Ne-am judecat greșit foarte mulți ani. Ești un om extraordinar, ești super talentată, nu știu, mi-ai întrecut orice așteptări și chiar mi-aș dori din suflet să rămânem prieteni după această competiție, indiferent de rezultat. Îți dai seama. Și da, m-a emoționat enorm în această seară. Ești cu totul și cu totul special, Alexandru. Mulțumesc mult, Raluca, și te mulțumim acestui context care, iată, ne aduce împreună. Bravo, ai stil, este o minune. Se întâmplă efect. Lucruri fabuloase. Mulțumesc mult. Ah, bună seara. Bună seara. Ce geacă frumoasă, Cătălin. Mulțumesc. Ce să, poți să zici tu ceva despre tricoul? Nu. Ci eu pot să spun doar atât, că te-am descoperit aici la Bravo, ai stil. Știam despre muzica ta, despre vocea ta superbă. Mi-ai demonstrat-o în acest platou de multe ori. Extraordinară voce, extraordinară prezență scenică. Am văzut că ai fost cameleonică. În seara asta m-a emoționat, pentru că venirea ta aici alături de cele două nepoțele, efectiv m-a emoționat. Felicitări că ai ajuns până aici. Știu cum ai intrat, nu în sensul că ai intrat, domnule ferește rău, dar revoluția ta a fost una extraordinară. Cu sau fără că toate ați avut stiliști, nu mai contează, ideea că tu ai reușit să faci lucruri foarte frumoase. În seara asta eu sunt ușor surprins că mă așteptam să fii altfel, așa cum și celelalte s-au străduit să fie altfel. O ținută strict, categorică, pe mine nu mă impresionează niciodată pe lumea asta, niciodată. Eu sunt cu patamam, pălabum, bam. Ce ai văzut? Știu. Nu am să te punctez pentru asta, pentru că... A fost o asumare, știi? A fost o asumare, dar nu mai contează că ești în top, te iubești telespectatorii, te iubim noi și într-o ținută care mie nu-mi place chiar, nu mai contează. Oricum, felicitări pentru tot ceea ce faci și îți urez mult, mult noroc. Mulțumesc din suflet. Dragă, bonsoir, ți-am spus în repetate rânduri ce cred despre parcursul tău stilistic. Nu cred că mai are sens acum să o iau de la capăt cu acele lucruri. Voiam să spun doar că recent eram într-o vizită la cineva acasă, la niște prieteni foarte buni, și întâmplarea face că gazda s-a apucat să pună muzică obsesiv de pe telefon, așa cum presupun că știi că se întâmplă la diverse adunări, oamenii cu telefonul în mână se apucă să-și pună piese. Ceea ce devine enervant la un moment dat, că nu o lasă până la capăt, se bagă unii peste alții, tot pun piese și nu știu ce. Și la un moment dat, gazda pune complaint de la Beaut, pe care tu ai cântat-o într-o gală. Și mi-am dat seama la Moulin Rouge, da. Și mi-am dat seama ce lipsea. Și, adică, nu mi-am dat seama din prima, dar știam că ceva lipsește. Și după ce s-a terminat piesa la vreo 3, 4, 5 piese de părtare, am rugat-o să o pună încă o dată și am zis, băi, uite, eu care nu prea am ascultat muzică românească, până acum, nu pentru că n-am vrut sau nu știu ce, pentru că anxietatea și faptul că sunt totuși un lup bătrân, nu știu, chestia asta m-a ținut așa într-un fel de scorbură, știi? Eu mă uit obsesiv la chestiile mele, o să mă uit la Șabrol până o să mor, adică am niște fixuri. Nu spun că e bine, nu spun că e rău. Asta e realitatea. Dar descoperindu-ți vocea, am știut ce lipsea. Interpretarea ta, care vrei să spun ceva, era mai bună decât a cetățeanului care o cânta pe YouTube. Și atunci mi-am dat seama, paradoxal, ce înseamnă brandul sau identitatea de brand sau, habar n-am, forța acestor lucruri, pe care cred că ai demonstrat-o. Ca să rămân fair, sigur că da, pentru că așa am fost, nu acum, așa am fost 6 sezoane de Bravo, ai stil, în ciuda acestea, a spus că s-au spus niște mizerii sinistre, nici nu le aduc în discuție pentru că îmi provoacă silă, dar ca să rămân fair, am să spun că nu voi puncta evident ținuta asta, nu pentru că nu țin toc, e o ținută extrem de civilizată, ci pentru că n-ar fi corect față de colegele tale. Așa este. Succes mai departe în viață, Alexandra Ungureanu. Mulțumesc din suflet. Majoritatea stelelor mele vin din Corazon, așa că n-am ce să fac. Mulțumesc. Tot din Corazon vin și la mine, să știi, acum în ultima seară, dar nu este. Știu, mine, și mi-asum, dar ești ceva. Inima mea, Cătălin. Să știi că
tot ce ți-am spus de în fiecare seară a fost din inimă. Și toate aprecierile mele. Alexandra, vorbește și cu cei de acasă, te rog. Seara asta e tot despre mulțumiri și emoție. A fost un an greu pentru toată lumea, dincolo de tot ce înseamnă această competiție. Și mi-am adus aminte că trebuie să ne bucurăm de viață și de cei dragi și de muzică și de prieteni și să creăm așa un vibe fain în jurul nostru. Și dacă vă uitați la Bravo Stil și mă vedeți și vă place de mine, puteți să mă votați până în ultimul moment la 1206 cu indicativul 11. Vă iubesc! Mulțumesc, Alexandra! Bun, așa și un mesaj scurt, așa, împreună, dacă vreți, către prezentatoarea noastră, Ilica Vandici. Vreau să ai un styling bun știu ce și putea să se îmbrace mai bine. Nu întotdeauna te-au avantajat ținutele pe care ți le-ai ales și tu și stiliștii tăi. Nu te mai îmbrăca cu fuste până aici, că nu te avantajează, fetiță, chestiile astea. Să spună și Morisa acum, că... De acord, eu o iubesc foarte tare, dar aș ruga-o să vină, dacă o puteți chema, să mute mesele astea și canapaua. Și dacă se poate și frigiderul. Nu, da? Eu vreau să-i spun să le mute. Dacă tot s-a luat cu Ana Radu, ia masa, pune masa, păi să le mute și pastea. Dincolo și după aia să le aducă înapoi aici. Da. Că poate. Elinca, că tu știi că te divinizește Ador, dar tu ești motivul pentru care eu nu am intrat tot acest sezon pe porți, efectiv. Am suferit ca un câine gătit în spatele mesei alea, dar nu puteam să intru pentru că pe lângă tine, practic, arătam ca un urs grizzly.